Incendiu în cartierul social Henri Coandă din Constanța. O cratiță uitată pe foc a fost la un pas să producă un adevărat dezastru. 16 persoane au fugit din calea flăcărilor și a fumului, iar alte două au fost evacuate de pompieri. La locul incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță smurd, o mașină de descarcerare, dar și autospeciala pentru victime multiple de la stația Port. Proprietara apartamentului care a luat foc a fost transportată la spital.